Doamne și domnule, tradițional cadă din lift, ziua a doua săptămâni, adică marți, cum ar veni. Ce amuzant e că încearcă să mă găsească, asta e reflexia din oglinda ecranului, ce tare. Da. Ziua a doua, doamne și domnule, haideți să haidem. Doamne și domnilor, aceasta este geaca aia de care vă ziceam. Care-i planul? Planul de astăzi este să ne oprim la Provălescu să luăm gogoși. Am văzut la ei pe pagina de Facebook că fac gogoși. Să vedem dacă găsim. Să sperăm că nu ne vând gogoși. Ce e Ionescu? Nu-i deschis. Astăzi lucrez cu Ionesca pe un proiect. Suntem noi doi. Sășica e pe aici pe undeva. Da. Sasha, haide! Bă, dar chiar e blana o geaca mea. Chiar e respectare. Cine ți-a ales-o? Ai spus? Stimați membrii, distinși membrii Ionescuadului. Pe o scară de la 1 la 10, de ce notă este geaca mea? E foarte tare, eu i-am ales-o. Ionesca. Ionesca a găsit-o. Am ales să mă îmbrace pe mea, știți cum e. Ia spune, e îmbrace că te cu asta, las-o pe aia, nu e bun. Era urât pe ce alesesei, tu trebuie să recunoști că erau... Da, se chiar e blana. Doamnelor și domnilor, se făcă lumină. Oh, lumina lift, s-a strigat lumina lift. Hashtag bogați. Populență. Ce fericiți suntem. Zici că ați descoperit lumina. Bine, ai pus pe jos. Hai, să fii cu minte, Sasha. Clanul e în scenă, în formație semicompletă. Merge să bage niște coaste și pe bol bărgăraș la Ribs, în centru vechi. Când n-am fost niciodată. Multă lume a vorbit de locul ăsta. E timpul să-l băgăm în ghidul Ionescean al localului. Haideți să haidem. E o vreme așa mișto afară, zici că e primăvară. Am făcut o rimă, neintenționată. Am niște mânuși. Știți că e o problemă cu mânușile, că nu poți să folosești smartphone-ul. E, ale mele sunt super șmechere și pot să folosesc smartphone-ul. Au o chestie. Sunt smart mânuși pentru smartphone? Da. Coaste de vită cu... Mamă, câte chestii, câte tipuri de coaste au. Au și burgeri. Ciorbă de coaste. Asta e una dintre berile mele preferate. Ever. Ionesco? Noroc. Mi-am luat un gin tonic. Păi ați scăpat. Doamne, și noi o avalanșă de brânză pe care tot. Astea sunt picante. Succes, Maria. Nu o să iau și de la tine mâna asta să mă. Și gogonele. Sunt super bune. Da, sunt extraordinar de fragede. Cartofii sunt buni, dar coastele sunt senzaționale. Extraordinar de fragede. Se rupe carnea de pe ele. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, buzoci. Așa scrie la carte. Minunate. Doamne și domnule, așa arată bătălia de la Călugăreni. De la Costești, pardon, mă scuzați, bătălia de la Costești. Ce-s asta? Ce-s asta? Am vrut să comand lava cake, dar nu mai avea înghețată. După aia am zis că iau tartă cu mere, dar nu mai avea înghețată. Iar am greșit. Trebuia să zic plăcintă cu mere. Am vrut să iau plăcintă cu mere, dar nu mai aveau înghețat, am vrut să-mi iau papanaș, dar nu mai aveau. Și pentru că am văzut că sunt dezamăgită și n-am vrut să accept niciun alt desert pe care l-aveau meniu, am zis că îmi oferă din partea casei un desert tartă cu mere, care încă nu este meniu. Și să vedem cum e, să vedem un feedback. Am reușit! Foarte bună. Am devastat-o. Am dat în ea ca cioacă melodia, adică fix la fel. Merele nu sunt terciuite. Sunt trase în tigaie. Nu am terciuit asta. Da. Sunt încă crocante. Foarte bun. Cum stă treaba? Ia spune tu. Au fost cele mai bune coaste pe care le-am mâncat vreodată. Da? În oraș. Spoiler alert, 5 sășici, doamnelor și domnilor. Foarte bune. Mâncarea a fost extraordinară. 5 sășici. Atmosfera 4,5 pentru că au niște gălăgioși în spate, dar
Muzica foarte bună, aveam un playlist foarte bună. Da, eu n-ați că zici că e playlist-ul ei. Da. Servirea, 5 sășici. 5 sășici. Și v-am spus de ce, ați văzut mai devreme. Mi-au dat din partea casei, pentru că nu mai aveau desertul pe care îl voiam, mi-au dat din partea casei ceva. Foarte drăguț. Și prețurile, adică uite, porția mea de coaste, ce mi se pare foarte tare este că poți să-ți iei o porție mare sau o porție mică. Lucru care e foarte ok, pentru că peste tot unde am mers, tot timpul ai varianta să-ți iei o porție mare, care în general costă 50-60 de lei. Eu nu pot să mănânc o porție întreagă și vrem tot timpul să încercăm mai multe. Așa că... Da, porția mică, de fapt, ajungea, și mie mi-ajungea, dar eu m-am calicit și mi-am luat porție mare, care a fost 62 de lei sau ce ai genul. Da. Porția georgiană a fost 40 de lei. Și coastele includ salată. Și cartofi prăjiți. Și cartofi prăjiți. Da. Bun, deci recomandăm Ribs Grill, sau cum se numește, Ribs? Insane Ribs. Romanian Insane, nu mai știu cum. Ribs. Căutați Ribs Centru Vechi. Da, nota 5 sășici. Da. Hai acasă. E primul care ia 5. 100%. A, nu, și Zaloc l-a luat. Și... cu bărgarașul de 5 sășici. Da. Astea sunt coastele de 5 sășici. Tot ce e cu mere este una, sunt preferatele mele, precintele cu mere, tot ce e cu mere, e foarte bun.